Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că polițiștii din penitenciare nu vor păzi deținuții de Crăciun și Revelion și că începând de astăzi, polițiștii refuză să mai facă procedurile de primire a infractorilor, iar deținuții nu vor mai primi vizite. Nicolae Grosu, liderul sindicatului din penitenciarul Deva, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că acest lucru nu se va întâmpla și în județul nostru, deoarece un astfel de protest nu este legal. Polițiștii de la penitenciarul Bârcea protestează pașnic, fără a afecta activitatea instituției, încă din luna august, de când nu mai prestează ore suplimentare. Revendicările nu privesc majorările salariale, ci acordarea drepturilor legale, datorie de care guvernul nu s-a achitat nici în acest an. Astăzi, da, într-adevăr, s-a ieșit în mod spontan în fața penitenciarului. Câțiva zeci de colegi au ieșit și exact din aceleași motive, adică nouă nu ni se aplică în integralitate legea salarizării. Noi nu avem actualizate drepturile care ni se cuvin. Noi nu cerem mărirea salariului, doar să fim puși în drepturile stabilite printr-o lege. Să știți că modalitatea asta, eu știu, acel comunicat, că nu ni-l asumăm, adică dacă vorbim de sindicatul Multul. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarilor, din care ați citat dumneavoastră, este o altă federație. Noi suntem noi, e sindicatul pe care îl reprezint, facem parte din altă federație, unde sunt și vicepreședinte. Nici nu s-a pus problema refuzului de a intra serviciu. Așa ceva nici măcar nu este legal. Noi ne-am expune extraordinar de mult să nu intrăm, adică n-ai voie să nu intri în serviciu. Nu se poate ca penitenciarul să fie lăsat fără pază sau din niște revendicări pertinente pe care le avem să se genereze o revoltă a deținuților. Nu vrem să amestecăm lucrurile. Una, alta. Cât despre refuzul de a asigura, începând de astăzi, paza sau primirea condamnaților, așa cum a anunțat Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, nici măcar nu intră în discuție.